Asistentul medical punte între starea de sănătate și boala pacientului. Sub acest slogan, Colegiul Mihai Eminescu din Bacău sărbătorește în avans Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Seria manifestărilor, ce se desfășoară timp de două zile, a debutat joi cu primirea invitațiilor, deschiderea oficială a activității, concurs de abilități practice, expoziție de produse culinare, sesiune de comunicări și referate pentru elevi și profesori. În cadrul proiectului, activitățile de astăzi sunt un concurs pe meserii, o sesiune de referate de comunicări științifice pentru profesori și elevi, o seară de relaxare, iar mâine vom avea decernarea premiilor și vizitarea câtorva locuri din județul nostru, Salina și baza balneo de la Slănic. An de an, școala sanitară celebrează această zi alături de elevii care învață pentru a deveni asistenți medicali profesioniști, al căror rol în sistemul sanitar primar și în spitală este major. Asistentul medical este în cele mai multe situații prima persoană de contact pentru un pacient. La noi în colegiu este o tradiție sărbătorirea acestei zile, numai că anul acesta doamna șef de catedră pentru asistent medical generalist a inițiat o activitate mai amplă în care avem ocazia să avem în mijlocul nostru musafiri din mai multe județe de la școli post-liceale sanitare, fie de stat, fie particulare. Și avem plăcerea să avem în mijlocul nostru și oficialitățile astăzi care au să vadă că școala asta își merită numele de școală de stat și merită susținerea financiară pentru tinerii din județul Bacău, pentru formarea, pentru o calificare care este într-adevăr una destul de necesară nouă. Știm foarte bine că toate spitalele se confruntă cu lipsa de personal și ne-am dorit foarte, foarte mult să susținem tinerii să se pregătească ca fiecare om, omul de rând, să nu mai aibă probleme atunci când ajunge pe patul de spital. Ziua Internațională a Asistenților Medicali este celebrată în întreaga lume pe data de 12 mai.